Anthony Blinken va efectua o vizită în China între 24 și 26 aprilie, unde intenționează să-și exprime direct îngrijorarea cu privire la sprijinul acordat de Beijing industriei rusești de apărare. If China purports, on the one hand, to want good relations with Europe and other countries, it can't, on the other hand, be fueling what is the biggest threat to European security since the end of the Cold War. Washingtonul recunoaște că Beijingul s-a abținut de la acordarea de asistență militară directă Rusiei, dar denunță transferul de materiale cu dublă utilizare pe care Rusia le folosește pentru a produce muniții și arme utilizate în războiul său împotriva Ucrainei. Anthony Blinken va cere de asemenea Chinei să evite măsurile provocatoare la învestirea de luna viitoare a președintelui ales al Taiwanului, Lai Ching-te. Taiwanul este o sursă majoră de dezacord, China protestând împotriva vânzărilor de arme americane către Taipei, în timp ce SUA se plânge că Beijingul intenționează să schimbe status quo-ul în această țară.